Anul 2024 se anunță unul plin de evenimente destul de interesante, potrivit predicțiilor celor de la Financial Times. Printre ele se află și posibilitatea ca președintele american Joe Biden să câștige alegerile prezidențiale, în timp ce Statele Unite și UE vor continua să-i ofere sprijin Ucrainei. Este al treilea an consecutiv când la fiecare început de an cei de la Financial Times fac câteva previziuni despre ce se va întâmpla în lume. Potrivit acestora, fostul președinte Donald Trump nu își va asigura victoria în alegeri și că, dacă vor fi depășite obstacolele juridice recente împotriva lui Trump în Colorado și Maine, campania sa împotriva lui Joe Biden va deveni cea mai respingătoare alegere prezidențială din istoria sua. O altă predicție se referă la războiul dintre Israel și Hamas, care a declanșat violențe în întreaga regiune, implicând grupuri militante susținute de Iran. Cea mai mare îngrijorare este că ciocnirile de la granița dintre Hezbollah, o puternică mișcare libaneză, și forțele israeliene vor escalada într-un conflict la scară largă între ele. În ceea ce privește războiul din Ucraina, cei de la Financial Times spun că în 2024 administrația Biden este hotărâtă să continue aprovizionarea. Un acord cu republicanii din Congres ar putea implica concesii privind securitatea frontierelor SUA în schimbul extinderii ajutorului acordat Ucrainei. Aceștia mai anunță că în acest an platforma X ar putea da faliment din cauza scăderii publicității și a încercărilor de a crea noi surse de venituri care scad. Potrivit Financial Times, după recentele izbucniri emoționale împotriva agenților de publicitate ai companiei X, este posibil ca Elon Musk să creadă că falimentul nu l-ar putea afecta.